scumpul și dragul meu păr, iartă-mă că nu te-am apreciat, că ai fost în viața mea, că nu te-am iubit, dar astăzi mi-este atât de dor de tine, de gâdilitul tău pe spate, de mirosul tău în piernă. Te rog, iartă-mă și revin-o, te rog, în viața mea. Cineva poate o vede ca un defect, cineva vede că asta e, dar cum poți așa, dar ce-ți trebuie ție să mergi pe stradă, chiar toată lumea să te arăte cu, dar tu ce și-ți pune perucă, că n-a să uite lumea la tine și ceva de genul. Și eu zic că să-mi pun o perucă, să-ți pui perucă ca să fii ca toată lumea. Ei bine, eu vreau să spun că eu nu vreau să fiu ca toată lumea. Și tot speram că mai cade un pic, mai fac niște analize, mai primesc niște medicamente și crește, și crește, și crește. Și când am sesizat de fapt că nici medicamentele nu să crească, măcar să-l stopeze, da, asta e. Ținu-ți rușine cu mine? M-a privit profund în ochi și zice că da, ținu-ți rușine cu mine. Nu. Nici mie, de ce să ne fie rușine unul de altul? Adică, zic, hai, noi nu ne rușinăm unul de celălalt. Adică noi suntem, așa am simțit că suntem doi caragheoși. Dar am ajuns până în momentul când mie e tot una. Mie e tot una pentru că eu mă simt bine. Multe femei avem și eu vreau să vorbesc din numele tuturor femeilor. Că noi avem dreptul și noi vrem să ne simțim libere, fără să fim blamate. Viață, luptă, emoții, curaj, victorie. Vă aducem poveștile femeilor care au învins. Femeilor puternice. Femeilor care pot să vă motiveze. Povestim cu ea. Prieteni, eu vă salut la Povestim cu ea. Iar astăzi v-am pregătit să vă fac cunoștință cu o invitată cu totul și cu totul deosebită. Te salut! Salut! Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a servi astăzi o cafeluță împreună și de a savura și timpul de afară. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat aici și mă bucur foarte mult să te cunosc. Să știi că eu am ceva vreme de când tot urmăresc pagina ta de Facebook și tot mai văd așa pe unde ești, pe unde te duci și chiar te admir, știi? Zic, trebuie să ai o putere de asta interioară și un pozitivism din ăsta foarte mult. Ca să ieși așa și să zâmbești și să fii. Și văd că astăzi ești la fel. Deci tu tot timpul zâmbești și ești happy. Da, dacă, probabil că dacă se mai răcește încă un pic afară, deja am să-mi pun, să-mi fac turbanul meu obișnuit din fulare. Dar până când, cât timpul îmi permite, de ce nu să-mi scot și eu atuul meu, să spun așa, la plimbare. Știi că eu ceva timp în urmă, nu mai amintesc câți ani în urmă, chiar văzusem tot așa pe internet niște fotografii cu turbane din asta și știi, chiar eram curioasă cum aș arăta, cum ar fi, adică și tot încercam să potrivesc, să fac, știi, nu știu, mi-mi pare asta și frumos, știi, și deosebit, nu știu. Este un plus că la fiecare ținută, adică poți să ai un fular care se combină cu ținuta și le asortezi. Le asortezi azi așa, mâine așa. În schimb, în încăperi, de fiecare dată când ajung în încăperi și dacă e cald, sigur că mi-l scot. Aha, înțeles. Uite, eu astăzi cu tine vreau să vorbim despre dragoste și acceptare. Da. Pentru că mie îmi pare că astăzi totuși asta este foarte important pentru tine și pentru cei din jur. Pentru că vreau să aflu de la tine părerea ta, cum îți pare astăzi, știi, societatea și oamenii noștri, cum privesc și dacă cumva asta se schimbe sau totuși noi suntem încă societatea care cumva încă mai stăm pe loc, știi, și ne mai uităm chiori și ne mai șoșotim pe la spate și nu avem acest moment de acceptare total și nu ne uităm sub propriul nas, știi, dar mergem prin ocrezele vecinilor. Dar hai să începem cu începutul. Vreau să te prezint, să vedem ce poți să zici tu despre tine, pentru oamenii care nu te cunosc. Deci, Ala e o femeie care îi place foarte mult să alerge și să citească. De fapt, alergatul în sine pentru mine presupune ca un fel de terapie. Da? Deci atunci când eu alerg, eu mă conectez cu mine, cu corpul meu și o fac din mare plăcere. Atunci când lumea doarme la 6:30, în toate weekendurile, indiferent de timpul de afară, și cel mai frumos alergat a fost acel care a fost prin ploaie, vreau să spun. Ala este o femeie care îi place să citească.
și îndeosebi când citesc cu un comitent mai multe cărți. Pot să am la serviciu, în pauză de masă, o carte de dezvoltare personală, acasă pot să am o carte, un roman de dragoste, ceva, și în geantă, la fel, poți, nu știi când ai ocazia să mergi într-un troleibuz și atunci, ca să nu te conectezi cu ceea ce se întâmplă într-un troleibuz, deschizi cartea și ai lumea ta aparte. În afară de asta, sunt o femeie care îmi place viața și, desigur, de ceva timp încoace m-am învățat și să mă iubesc pe mine, să mă aleg pe mine. Și aici, de cele mai dese ori, oamenii care m-au cunoscut până la o perioadă și eram, să spun așa, deschisă pentru ei, da? Și la un moment dat când am zis că, da, eu ce fac mai departe? Fac totul. Sunt momente când vrei să spui nu și faci da. Spunându-i cuiva da, îți spui ție nu. Și atunci eu am zis că vreau să mă aleg pe mine. Și mulți din cei pentru care eram comodă, la un moment s-au dat... S-au îndepărtat. Da, pentru că nu mai eram cum am fost. Pentru că eu m-am ales pe mine. Și desigur că nu la toată lumea sunt pe plac și cred că e ceva normal. Dar eu mă simt bine în pielea mea, eu mă simt bine în corpul meu și încerc, de fapt, dacă e să vorbim despre alopecie, cineva poate o vede ca un defect, cineva vede că asta e, dar cum poți așa, dar ce trebuie ție să mergi pe stradă, chiar toată lumea să te arăte cu, dar tu ce și-ți pune o perucă, că... N-a să uită lumea la tine și ceva de genul și eu zic că să-mi pun să-ți pui perucă ca să fii ca toată lumea. Ei bine, eu vreau să spun că eu nu vreau să fiu ca toată lumea, deci eu vreau să fiu eu. Și dacă asta este caracteristic pentru mine, dacă asta îmi aparține, cu mare drag o accept și îmbrățișez. Ala are și o prietenă. Da. Așa, ne spui și despre ea. Prietena mea cea mai bună este fiica mea, este ca un, ca un dar, nu știu să-i spun așa, atât de mult am așteptat-o să vină în viață, în viața noastră și de cele mai dese ori am impresia că îmi dăruiește atât de mult și mă învață de fapt să fiu o mamă mai bună, să fiu o femeie mai bună, mai conștientă, îmi dăruiește multă dragostea. Dar cred că asta iarăși vine. Ea vede ce se întâmplă în familie și dragostea, da, e ca un ping-pong. Adică tu oferi și primești înapoi. Ce oferi, de fapt, ce primim înapoi. Uite, eu am încercat, nu cunosc foarte multe despre alopecie, da? Așa, zic corect. Cât am mai citit așa pe online-ul nostru, dar știi că acolo informațiile sunt de care vrei și citești ceea ce vrei să citești, da? Vrei ceva de bine, citești de bine, vrei ceva să găsești mai puțin bun, găsești. Vreau tu să ne zici așa din experiența ta, cum vine asta, cum s-a întâmplat la tine, da? Și care a fost cursul, iată, că ai ajuns până aici? Deci alopecia este o boală autoimună și când vorbim de autoimună este ceva care nu poți să te molipsești de la alt om sau să vină genetic de undeva. Deci este o boală autoimună care corpul singur și-a creat-o. Deci astăzi la moment am două boli autoimune. Asta e hipotiroidismul autoimun la glanda tiroidă și alopecia. Cumva ele, una este cauza cealaltă și astăzi probabil că alopecia vine ca să mă împingă să merg mai departe, că eu vreau să găsesc răspunsul pentru această boală autoimună și vreau să înțeleg de fapt de ce corpul, care a fost scânteia, că corpul și-a creat singur această boală autoimună. De fapt, noi înțelegem că emoțiile sunt cele care duc informația mai departe, da? Și eu vreau să ajung până acolo să înțeleg cum de celulele, da, care sunt responsabile
de anumiți anticorpi și au imaginat aceste celule că firele de păr sunt niște intruși, da, să spunem așa, și le distruge. Și eu vreau să ajung până acolo ca să pot să schimb totul. Pentru că medicina, la momentul dat, medicina cumva are un răspuns la nivel de aici și până aici. Mai departe zice că n-a funcționat tratamentul. Eu cred totuși că dacă căutăm până în adâncul nostru interior, noi găsim niște răspunsuri. Da, și eu vreau să găsesc acest răspuns și eu neapărat îl voi găsi. Zi-mi, te rog, câți ani în urmă sau cu cât timp în urmă a venit această diagnoză în viața ta și cum ai aflat de ea, cum ai găsit capătul și ce este? Știi, de fapt, cred că cu alopecia asta am trăit de mult timp. Ea pur și simplu a stat acolo undeva așa ascunsă, da? Și exact ca un puzzle, când s-au unit toate piesele s-au coincis, ea s-a declanșat pur și simplu. Și aici vreau să spun, dacă îmi permit să spun, îmi amintesc că, deci după, uneori am nopți în care, nu că am insomnii, dar așa, îmi place să lucrez cu copilul meu interior. Și într-una din aceste nopți, mi-am amintit un an, în 2015, când aveam un păr voluptos, frumos, și eu era dimineață și mă grăbeam la serviciu. Și el, părul ăsta pufos, nu vrea să aranjeze și iau pieptenii și îl pieptăn așa, cu furie, cu ăsta, da, nu se aranjează. Și amintindu-mi de scena asta, acum, m-am sculat din pat, m-am dus în camera de alături, am luat jurnalul meu în care eu scriu și zic, scumpul și dragul meu păr, iartă-mă că nu te-am apreciat, că ai fost în viața mea, că nu te-am iubit, dar astăzi mi-este atât de dor de tine, de gâdilitul tău pe spate, de mirosul tău în piernă. Te rog, iartă-mă și revin-o, te rog, în viața mea. Și fără ca să-mi dau eu seama, deci eu nu vroiam să plâng, dar lacrimile curgeau, pentru că eu am avut și nu am apreciat. Deci am avut și nu am apreciat. Exact așa, tot în același jurnal, nu știu pe cât ar fi de banal, poate cineva s-ar uita la asta că na, nu sunt întreagă la cap, dar eu prefer să scriu pentru glanda tiroidă, de exemplu, fluturașul meu, scumpa mea. Niște mesaje. Da, niște mesaje prin care eu îmi mulțumesc pentru tot ce mi oferă zi de zi. Și pe mine asta, știi, mă ajută. Și spuneam că alopecia, de fapt, a fost cu mine cam de la 10 ani, la vârsta de la 10 ani, prima dată. A debutat atunci cu o pată mică, după care în timp de 2 ani de zile a progresat și următorii 6 ani am umblat cu bandană, la care am fost foarte des blamată de colegi, de societate, că eram un pic mai deocheată, mai diferită, da. Și ceva s-a întâmplat într-un moment în care eu, venind vacanța de vară, zic că da, nu mai podeam, nu mai vreau. Și am luat toate băsmălele cele, le-am dat foc, le-am... Și treptat... părul a început să capete mai multă forță, totuși există, fără medicamente, fără să iau absolut nimic, adică nu știam de asta că e o boală oarecare. Deci nu m-am interesat niciodată. Și undeva ea s-a retras această boală și abia după, în anul 2020, ea a revenit, să spun așa, cu o forță mai de amploare. Deci când a început să cadă părul, nu cădea în pete mici, dar așa, agresiv, masiv și din 2020, treptat, iată, am ajuns doar la ceea ce mai este aici. Da. Încercând diferite tratamente, încercând medicinale, desigur, adică pe la diferite consultații, diferite dermatologi, trihologi, chiar un dermatolog mi-a zis, uite, că îți dau un tratament mai de lungă durată, să nu stai tu în toată luna sub ușă. Da, și
asta e. Totuși, până la urmă, eu cred că puterea noastră de vindecare este în noi înșine. Doar că e un lucru asidu, până îi te prinzi, și sunt sigură că eu într-o zi voi găsi răspuns la această alopecie. Dar până atunci nu îmi plâng de milă, nu cerșesc, să spun așa, condoleanță, Doamne iartă-mă. Adică încerc să savurez. Păi, ajuns la acceptare. Da. Și nu doar acceptare, mi-e indiferent și privirile celor din jur. Și hai să recunoaștem că da, îmi dau seama că sunt caragioasă, sunt neobișnuită pentru societate, da? Să vezi o femeie cheală care... Dar am ajuns până în momentul când mie e tot una. Mie tot una pentru că eu mă simt bine. Și oamenii care mă cunosc acum, deci cu care am făcut cunoștință acum și mă văd așa, uitându-se mai târziu la poze, zic, da, nu. Nu ești mai frumoasă, da? Așa! Deși, în adâncul sufletului, mi-e dor de părul meu. Mi-e dor de atunci când îl bătea vântul și el așa. Și eu cred în senzația asta că într-o zi o să mai am asta. Va veni. Până vorbim de perioada după 2020, eu o să am o întrebare pentru tine. Ce se întâmplă în sufletul unei fetițe? Ceea ce ziceam, nu, ziceai și tu, da? Că este blamată, nu știu, la școală, societatea, privirile astea. Este exact perioada adolescenței, da? În care fetițele cumva se fac cunoscute cu acest mediu. Da? Ce simțeai tu atunci și cum reușeai să treci peste? Nu știu, poate vorbeai cu părinții, da? Și ei cumva ziceau, adică, ce se întâmpla atunci la tine? Sau ai fost o fetiță închisă în acel moment, da? Și asta a venit mult mai târziu. Și după te mai întreb ceva. Deci a fost greu. De fapt, alături, nu că nu mi-era nimeni, dar nu am vorbit cu nimeni despre alopecie. Deci era așa și părinții ziceau că mai ascunde-te și tu, mai nu știu. Tu aveai gânduri, de ce eu, de ce, uite, da, fetițele celelalte. Da, sigur, și eram furioasă, de ce, dar de ce tamanii. Așa, asta e întrebarea. Da, n-a fost ușor. Acum să mă întorc cu bagajul de emoții și de conștiință, acum să mă întorc în trecut, desigur că s-o văd pe ala cea, da, de 16 ani, când era blamată, aș strânge-o în brațe și aș spune, uite, scumpa mea, draga mea, tu ești frumoasă și frumusețea ta vine din interior și nu contează că e cu păr sau e fără păr. Dar atunci era foarte greu. Era greu pentru că vedeam fetele din jurul meu cum la perioada asta de maturitate ele așa înfloreau și arătau bine, dar eu cumva parcă stagnam pe fondul acestei lipse de păr și nu eram, să spun așa, acceptată în cercurile în care eu mi-aș fi dorit să fiu. Și atunci salvarea mea era biblioteca. Știi, erau cărțile, da, erau cărțile, eu puteam să-mi iau, deci după liceu, după orele de la liceu, îmi luam o carte de la bibliotecă și n-am să o pot uita, Requiem pentru Maria. Deci cartea care am citit-o în câteva zile pe malul râului Nistru, sub un copac, și asta a fost activitatea care m-a ajutat cumva. Eram ruptă de cealaltă, adică de ambianță. Eram un pic mai deosebită și probabil că asta m-a făcut astăzi să fiu așa. Că dacă aș fi fost altfel, sigur că astăzi nu eram aici împreună. Cu siguranță. Da. Dacă revenim la ala din 2020, da, tu ziceai că au început căderile astea de păr deja mai masive. Da. Când ai văzut tu ce se întâmplă, cum, care a fost reacția ta? Sau deja cumva erai poate pregătită? Nu eram pregătită. Când am văzut în 2020 prima pată, da, de lipsă, zic, e ok. Poate le avem. A apărut, da? Da, a mai apărut. Cred că e doar asta și atât.
nu, și când am văzut că ea, deci această pată micuță se extinde, se extinde, zic că ei se mai extinde încă un pic și atât, nu se duce mai departe. Și însă ea a evoluat așa de la ureche la alta, pe partea de jos, adică a început să cadă de la ceafă înspre creștet încoace, da. Și deja când am văzut că îmi rămâne doar păr aici, în partea de sus, abia atunci am înțeles că de fapt e ceva, un proces mai neobișnuit decât a fost până acum și a fost necesar să mă rad pe cap, să-mi iau o perucă și să încerc să merg la medici deja, să găsesc, să caut întrebări la răspunsuri, răspunsuri la întrebări, analize, medicamente, întâlniri și așa mai departe. Și tu ți-amintești ziua când te-ai ras pentru prima dată? Da. N-am făcut-o eu singură, am mers la o frizerie și când m-am văzut în oglindă, mi-au dat lacrimile, desigur, și mult timp după asta nu m-am mai uitat în oglindă. Mă uitam în oglindă doar când îmi puneam peruca. Adică fără perucă nu mă acceptam. Nu. Și tot speram că mai cade un pic, mai fac niște analize, mai primesc niște medicamente și crește, și crește, și crește. Și când am sesizat de fapt că nici medicamentele nu să crească, măcar să-l stopeze, da, asta e. Înțeleg că peruca nu este pentru... Tu nu o simți potrivită, deci, pentru tine, da? Erau două variante. Să merg cu perucă sau să merg cu fular. Așa. Și am înțeles că nu sunt eu, nu e al meu. Nu e al meu și am decis, ferm decis, că anturajul, prietenii spuneau că perucă, sunt peruci frumoase din păr natural, da, ele costă, desigur că și în întreținerea lor. La noi, nu știu unde, în Republica Moldova, să găsești o perucă de calitate. De cele mai des ori am în România, dar nu pot să o suport, nu mă închipui. Am încercat. Tu ai? Da, am acasă perucă, jumătate de an am purtat-o. Și acum, chiar, adică mă gândeam, zic, poate o cadonez cuiva sau că nu o voi purta niciodată, indiferent de ce va fi înainte, niciodată. Desigur că fetița mea era micuță când a început să-mi cadă părul. Pe urmă eram cu perucă, uh-huh. Și acum deja a fost o perioadă când îmi zicea, dar când o să-ți crească părul? Acum are 4 ani și da întrebări. Da. Și acum, ceva mai recent, vreo 2 luni urmă, îmi spune că, mamă, dar tu ești mai frumoasă, părul. Ești mai frumoasă, da. Și aud cum vorbește cu prietena ei și prietena ei tot zice, dar mie tot îmi place de tante ala fără păr, e mai frumoasă, așa. Adică lumea cumva s-a deprins cu mine. Da. Iar nu te vede altfel, da. Te știi deja așa. Da, da. Deși am spus, zic, eu mi-am dat un termen. Deci scopurile mici în termen mici, scopurile mari în termen mari, da? Și eu mi-am dat un termen în care vreau să lucrez cu mine, cu emoțiile din corp, să le descotorocesc, să le pun așa pe rafturi și să realizez, să ajung până acolo, să vedem cum... Cum rezolvăm chestia asta? Cum ajunge până la asta? Și cred că există un răspuns. Povestim cu ea. Câte fulare ai acasă din astea care le multe. Potrivești tu? Multe! Da, lumea care mă cunoaște știe că... Știe ce faci cu ele și da, îți aduci un dar? Da, și știe ce cadou să-mi fac atunci când... Îndeoseb, sora mea este cea care este te aprovizionează. Da, și îi mulțumesc pentru asta. Îmi dau seama că le potrivești tu, cum ai zis, după ținute, după... Da, și sunt diferite metode de a prinde. Da, de a le prinde. Vrei în colț, vrei rotund, vrei cu coc, vrei fără coc, adică e destul de frumos. Pentru mine vara este leger, pentru că oricum acest învârtit al fularelor îmi ia ceva timp. Cam cât timp? 15-20 de minute. Ca să-l pot fixa și să mă simt, să nu mă strângă,
și să-mi fie comod, că și la urechi, mai ales acum dacă se începe iarăși de purtat masca, da? Îmi venea greu că de fiecare dată trebuia să ridic fularul, să bag masca, să trag înapoi și îmi strica toată forma. Și am găsit o metodă ca să nu bag de fiecare dată, să scot masca, o clamă și o prind la spate, că altfel nu acum, îmi stric toată bunătatea de coc, da? Și iarăși, adică cu încerc să le asortez și cu accesorii. Am cercei de diferite culori după fiecare fular sau cu, adică, destul de frumos. Adică, deci tu găsești, da, pe ce să cheltui banii. Asta nu este o problemă, da? Stai secret să nu știe soțul. Ei se fac că nu știu, de fapt, da? Zic, ai același fular care era și anul trecut, dar de fapt încă 10, da, s-a mai adunat. Da. Hai să ne spui un pic și despre soțul tău și relația cu el. Cum acceptă el toată schimbarea asta la tine, da? Și cât de important este în așa momente să fie el alături de tine, da? Să știe el să-ți spună niște cuvinte de susținere. Și dacă este important asta sau nu, că poate nu e important. Păi asta și mă întrebam eu într-o zi. Zic, Doamne, dacă m-aș fi măritat cu altcineva, ce ar fi zis celălalt? Dacă rămâneam așa, zic, precis că fugea. A, bine, cine știe. Voi cât timp aveți de când sunteți împreună? 6 ani. Mulți înainte. 6 ani, mulțumesc. Măcar încă un zero. Și totuși Vasile are niște capacități de inteligență emoțională, comparativ cu alți bărbați, mult mai înaltă, da? Uneori nu e nevoie de cuvinte. Ne înțelegem și fără... Susținerea lui pentru mine, de fapt, a fost la maxim. Au fost momente de criză. Ce eram în criză totală, criză în care puteam să răbufnesc, să fiu pe alocuri, da, așa, violentă verbal sau... Cred, eram furioasă pe toată lumea și... El era, de fapt, acel ca un... ca o substanță care venea așa, să zic, hai. Au fost momente în care el a fost mai puternic ca tine? Da, și în alte momente a funcționat ca un catalizator. Adică tot a fost el acel care a zis, hai, du-te la canto, du-te la canto. Că-mi place să cânt și cântă în mașină și zici, hai că mă dor urechile, du-te la canto odată. Și am fost odată la o lecție, nu mi-a plăcut. Zic, gata, am fost, mi-ajunge, vezi că am fost, s-a făcut așa, nu mă mai bate la cap. Și a trecut ceva timp, dar poate totuși. Și astăzi, datorită insistenței lui și faptul că insistență, că el crede în mine, eu cresc și sunt, cu fiecare zi sunt mai bună, deci astăzi sunt mai bună decât ieri. Și în fiecare zi este așa. Deci, sigur că orice cuplu există momente de grea cumpână. Deci fără ele nu, da, nu merge. Dar mă bucur că găsim, poate nu de cele mai dese ori în timp rapid, dar încercăm să găsim, de fapt, un remediu în care să îmbunăm și partea lui și partea mea și să fuzionăm până la urmă în... Că totuși suntem, de fapt, o familie. Au fost momente în care, nu știu, ți-ar fi zis el, de exemplu, sau ți-ar fi sugerat așa un gând că poate ar fi mai bine cu perucă? Niciodată. Sau el zice că ești niciodată. Așa frumoasă? Din contra, spunea că ar trebui așa să mergi în viață. Așa. Și eu chiar îi spuneam, zic că... am fost la un eveniment recent, unde era lume așa... și de la oraș, mai mult de la țară. Și când noi intrăm în sală, toate privirile erau la tine. O oră de vreme, cel puțin, toate privirile spre noi. Deci am fost analizat și eu, deja când stăteam la masă, zic că ți nu-ți rușine cu mine? M-a privit profund în ochi și zice că da, ți nu-ți rușine cu mine? Zic, nu. Atunci și mie, de ce să ne fie rușine unul de altul? Adică
zic, hai, noi nu ne rușinăm unul de celălalt. Adică noi suntem, așa am simțit că suntem doi caragheoși. El, bărbat cu barbă și cu părul lung, care așa are un mers mai legănat, eu cheală și cumva oamenii, deci au nevoie, deci privirile oamenilor la un astfel de eveniment au nevoie să se acomodeze. Deci undeva după 2 ore și jumătate nimeni nu ne mai observa, dar n-a fost ușor și eu mergeam de mână și tot îl strângeam așa de mână, zic, ea privește acolo și simți cum privirea... Le era rușine să se uite. Asta e, adică lumea... Dar oricum, susținerea lui este foarte importantă pentru mine. Despre acceptare. Da. Aici probabil că n-o să fie atât de vesel. Da. Veselă discuția, pentru că sunt și eu printre oameni și văd ce se întâmplă și cum zici tu, cum se privește la noi. Eu și apropo, numai la noi se privește așa. Deci a mers așa în, nu să spun că în tare multe țări, dar în diferite locuri, nu de la noi din țară. Și oamenii m-au privit ca ceva, wow, ça va. Diferit. Da. La noi însă este totuși stigmatizarea asta, etichetarea, vorbe răutăcioase și cuvinte urâte. Din păcate, încă mai este și eu nu exagerez când spun că se întâmplă să primesc astfel de cuvinte. Chiar am avut o situație când dimineața merg la serviciu pe jos, cam în jur de 3,5 km, și într-o dimineață văd în întâmpinarea mea 6 bărbați care discutau ceva acolo. Și ajungând în apropiere de ei, toți se întorc spre mine și cineva din ei, mai îndrăzneț, a spus ceva nu chiar plăcut. La care în momentul acela eu spun, zic, ce fac eu mai departe? Eu merg, aplec capul în jos și merg mai departe sau ce fac? Și îmi dau seama că, dar mâine dimineață eu tot pe aici trec. Și poi mâine dimineață tot pe aici trec. Păi dacă azi ei azi mi-au spus așa urât, mâine ce vor face? Mă vor împrușca cu pietre? La care mă întorc și eu zic, da, tu la tine te-ai uitat? Dar tu pentru o secundă ți-ai pus întrebarea de ce eu sunt așa și nu altfel? A doua dimineață merg pe același traseu, întâlnesc exact aceiași bărbați, care văzându-mă de departe, n-au mai așteptat să ajung în dreptul lor, s-au dispersat, n-au mai fost acolo. Asta e. Și am înțeles că dacă eu n-am să-mi țin piept eu mie, nu o să vină nimeni în locul meu să fac. Și n-am să mă dau cuiva să-mi spună ceva urât. Am să răspund. Dar nu poți să te lupți cu morele de vânt. Adolescenții sunt duri la capitolul dat. Așa. Da. Deci acum avem generații care le place cât mai deosebit, cât mai... Da, da, dar am avut situații și de genul dat, da. În care te-au întrebat ceva sau... Nu m-au întrebat, mi-au strigat urât din urmă, da? Au strigat urât din urmă și nu odată. Spus că îmi place să alerg și în timp ce alergam în parc, da. Eram într-o zonă în care mai puțin populată. Și erau 3 adolescenți care mi-au strigat urât și atunci mi-am dat seama că dacă spun ceva, eu sunt singură, ei sunt 3 într-o zonă mai puțin populară. Hai, merg, îmi iau viteză și fug. Dar asta e. Eu totuși sper și vreau ca lumea să înțeleagă. Pentru că nu vorbesc doar din numele meu. În Moldova sunt multe femei cu alopecie care stau ascunse după peruci câte 12 ani. Se duc la bazin și se scaldă cu peruca în bazin, intră în bazin și peruca e alăturea sau ceva de genul. Multe femei avem și eu vreau să vorbesc din numele tuturor femeilor, că noi avem dreptul și noi vrem să ne simțim libere, fără să fim blamate, fără să fim așa urât din urmă numite. Suntem așa cum suntem și nu suntem frumoase. Da, deci vorbesc din... pentru toată corect, lumea.
corect, și cei care sunt un pic mai deosebiți, toți sunt oameni și au dreptul să respire același aer și să meargă pe același drum, liber, fără să fie strigat urât din urmă. Asta e. Un pic trist. Din păcate. Din păcate. Ceea ce n-aș spune despre alte comunități, de exemplu, în România, mergi, poți să fii plăcut, surprinsă că se apropie cineva și să zică cât de fain tu ești, cât de faină tu ești, dar să-ți strige cineva din urmă, nu. Și chiar o să privească un pic așa, tine. Frumos. Și atât. Și parcă suntem atât de aproape, da? Da, dar și da, suntem atât de... foarte departe. Departe? Din păcate. Din păcate. Dar eu cred și, de fapt, consider că pentru mine asta este o misiune, aici, în Republica Moldova, în Chișinău, să stric tiparele astea învechite și, mai spun încă o dată, să vociferez în numele tuturor femeilor care au alopecie. Că sunt multe. Că noi existăm, că noi suntem frumoase și noi suntem aici pentru voi. Și sigur că multe femei vor prinde curajul cu timpul să fie așa cum sunt. Nemaicătând că aici la oraș situația e un pic mai libertin. La țară, avem de lucru. Acolo este mult de lucru. Da. Ce face Ala astăzi? Muncește? Da, lucrez în cadrul unui centru de plasament și pentru copii de vârstă fragedă și cred că soarta nu m-a dus aici întâmplător, pentru că cineva îmi zice că dar ce tot acolo lucrezi? Lucrezi în calitate de? De asistent social. Uh-huh. Tot acolo lucrezi de atâția ani, zic. Mi se pare banală întrebarea asta. Da, eu tot acolo lucrez, pentru că mie îmi place lucrul meu, pentru că eu ofer dragoste necondiționat și necondiționat o primesc înapoi. Și cum te primesc copiii? Pentru că pentru ei ești diferită și ei sunt cei care sunt cu adevărat sinceri. Știi că pentru unii din ei sunt un fel de vedetă. Uite, da. Vezi? Le place să pună mâna, să mă atingă, dar de ce? Dar unde-i părul tău? Da. Eu spun, păi, dar eu așa sunt eu, mai deosebită, mai astea. La fel cum și Eva îmi spune că inițial când întreba de ce ți-a căzut părul, că mi-ai dat mie părul tău, zic, Doamne, nu. Zic, pur și simplu, tu ai o mamă mai specială. Ca, eu zic, uite în jur, mai vezi vreo femeie așa? Nu, zic, mă, tu ai așa, mamă. Și iată și copiii noștri, când zic copiii noștri, primesc de la ei, de fapt, o admirație enormă. Și nu doar admirație, dragoste, iubire, să vezi chișoricea care așa luminează și te așteaptă cu mare drag să te vadă, să te... Sunt niște emoții de nedescris. Sincere. Da, uh-huh. De nedescris. Eu, pe final, aș vrea să te rog să le transmiți un mesaj acelor femei care zici tu câte 12 ani să ascund cu peruci, da, și cumva au frica asta de a ieși, uite, așa ca tine, a savura o cafea în parc, fără ca să te gândești la privirile din jur, că, uite, poate și acum ne privește lumea, da, doar că tu nu te mai gândești la ei, tu savrezi cafeaua și stai cu omul cu care te-ai întâlnit. Ce le-ai transmite tu acestor femei care, poate știi, poate ele te urmăresc, te văd, te privesc și poate vor și ele, dar au frica asta? Frica, de fapt, apare din neacceptare. Atunci când te uiți în oglindă și realizezi, înțelegi că asta sunt eu, asta mi-e menirea mea și eu mă plac și mă iubesc așa cum sunt. Că îmi iubesc fiecare celulă, chiar indiferent cum funcționează ea sau nu, dar atunci apare, de fapt, și puterea asta de a merge așa pe stradă. Că mulți îmi spun că ești o femeie puternică, că ești o femeie... Dar la cât de puternică mă vede lumea, pe atât de sensibilă sunt, de fapt. Sunt un om care foarte ușor poți să-l rănești. Și de aceea am o selecție față de oamenii care mă înconjoară. Și important e puterea de a crede în tine. Și atunci când crezi în tine,
Deci am momente când simt un disconfort, de exemplu. Simt că ceva nu e bine. Și începe să mi se ridice bătăile inimii, să se întețesc, simt că mi se sângele așa. Și înțeleg, ce nu e bine cu mine? Ce nu mi-e confortabil? Și atunci, dacă am posibil un 5-10 minute să închid ochii, să-mi ascult respirația profundă, da? Și să încerc să vizualizez copilul meu interior, ce s-a întâmplat acolo și să mă conectez cu el și să spun, eu te iubesc. Eu te iubesc atât de mult cum nu te-a iubit nimeni în copilărie, eu, adică ala cea de acum, de la 33 de ani, se duce la ala de la 7-6 ani, o ia în brațe și spune, eu te accept, tu ești aici, eu te accept și eu te iubesc. Și atunci dispare. Dispare tot disconfortul și nu mai contează ce zice lumea din jur. Pentru că tu te ai pe tine. Cu sau fără perucă. Curaj! Curaj! Le doresc tuturor. Atâta timp cât, desigur că este un lucru intens de a lucra, de a le transmite emoții și oamenilor din jur, dar atâta timp cât tu ești încrezut în tine și îți iubești copilul interior și îl accepti, nu contează nimic în jur ce se întâmplă. Eu m-am umplut după filmarea de astăzi, așa, cu energie multă, pozitivă. Eu zic să filmăm mai multe emisiuni cu tine, pentru că așa e un val de emoții frumoase. Desigur, și sunt sigur că peste ceva vreme o să avem și alte teme de discuție, pentru că vreau să, am spus, să merg pe o altă latură. În afară de asistență socială, vreau să mai cuprind și o altă latură. Să dau un răspuns din punct de vedere psihologic și nu doar pentru mine, dar pentru toți cei care au alopecie sau alte boli autoimune. Eu îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Mă bucur că ne-am cunoscut. Sper să mai avem timp de cafel și cu alte ocazii. Desigur. Și îți doresc ca tot ceea ce îți dorești tu să ți se împlinească și să vină în viața ta. De fapt, tot ce mi-am dorit că este, toate vin, dacă este ți le dorești. De fapt. Deja ce mai doresc e ușor de realizat. E ușor de realizat. Și mereu cu zâmbetul pe buze. Da, da, da. Să ai zi frumoasă. Eu îți mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Prieteni, noi vă mulțumim, iar eu o să vă îndemn să acceptați ceea ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că este important. Viață, luptă, emoții, curaj, victorie. Vă aducem poveștile femeilor care au învins. Femeilor puternice. Femeilor care pot să vă motiveze. Povestim cu ea. Mulțumim partenerilor Bonjour Cafe, locul unde servim băuturi pentru toate gusturile, produse de patiserie și savurăm vibrații de note muzicale în cea mai plăcută ambianță pariziană.